Hei, bine ai revenit sau bine ai venit pentru prima oară pe canalul meu. Eu sunt Vlad și astăzi în meniu avem următoarea situație. Ai un bebe. Felicitări! Acum trebuie să-l pui la nani în camera lui. Însă nu poți să-l ai supravegheat pentru o perioadă foarte lungă de timp. Așa că ce opțiune ai? Păi prima opțiune este să vii din 5 în 5 minute să vezi ce face. Opțiune care s-ar putea să te ajute pe partea de fitness. Cu siguranță vei ajunge să faci cei 10.000 de pași pe zi. Iar a doua variantă este să comanzi o cameră din aceea de copii prin care să poți să-l urmărești. Dar problema cu asta este că 1. Va costa câteva sute de lei, 2. Ori va trebui să te duci până la un magazin să o cumperi sau va trebui să aștepți să-ți vină comanda. Asta înseamnă că vei pierde un timp pe care poate nu-l ai. Însă ce zici dacă îți spun că mai ai încă o variantă? O variantă foarte simplă, la îndemâna ta, pe care poți să o aplici chiar în acest moment. Vei avea nevoie doar de un telefon vechi, cu siguranță o să găsești unul în sertarul de la noptieră, și de o aplicație gratuită. Hai să vorbim imediat după intro. Aplicația de care avem nevoie se numește Babycam și o găsim gratuit în Play Store. Eu am instalat-o deja pe telefonul vechi, astfel am să o deschid. Îți spune câteva detalii despre aplicație și despre cum funcționează. Eu am să trec repede mai departe. Aceasta este pagina principală a aplicației și puteți vedea că Babycam poate fi și cumpărată. Versiunea premium pentru 12 lei. Versiunea standard, deci cea pentru care nu plătiți, va avea aceeași funcționalități ca cea premium, însă îți va arăta niște reclame. Dacă nu te deranjează, poți să o ții pe versiunea standard. Acum trebuie să alegem la ce va fi folosit acest telefon. Deoarece este telefonul vechi, îl vom folosi ca telefonul din camera copilului, adică vom apăsa pe iconița Baby. Însă înainte să facem asta, va trebui să-l sprijinim undeva, să-l punem undeva unde camera să poată să filmeze copilul. Pentru asta îți recomand să cumperi un suport foarte ieftin care costă doar câțiva lei și pe care îl găsești oriunde. Însă nu este neapărat necesar, poți să fii inventiv. Am să pun telefonul în suport și am să-l pun undeva de unde să am o vizibilitate bună asupra copilului. Apoi am să-mi iau copilul și am să-l pun la nani. Mua! Somnic pufos, ursuleț! După ce am pus ursulețul la nani, o să am nevoie de un alt device pentru a-l urmări. Pot să folosesc un laptop în browser să bag adresa aceea care mi-o dă pe aplicație, adică HTTPS192 și așa mai departe. Sau pot să folosesc un telefon pe care să instalez aceeași aplicație Babycam. Eu am să folosesc telefonul meu. Am deja instalat aplicația, așa că doar o deschid. Iar acum, ca să văd imagini din camera copilului, trebuie să mă duc pe secțiunea Parents, adică părinți, și să dau Automatic Connection. Trebuie să țineți cont că ambele telefoane trebuie să fie în aceeași rețea, adică pe aceeași Wi-Fi. Și iată că pot să urmăresc cursulețul. În aplicație mai am și o grămadă de alte opțiuni, precum cea de a asculta copilul sau de a-i vorbi direct prin telefon. Sau în cazul în care țin apăsat pe iconița cu cheie muzicală, va începe să cânte o melodie de adormi copiii. Mai pot să configurez și alerte, adică telefonul să mă atenționeze în momentul în care copilul s-a trezit și a început să plângă. Să schimb camera de pe care filmează, adică camera de pe față sau de pe spate, să înregistrez un video, să salvez o poză, să dau zoom, adică să se vadă mai aproape sau mai de la depărtare, să rotez camera, să pornesc flash-ul, să opresc ecranul, să schimb rezoluția și așa mai departe. Am foarte, foarte multe opțiuni în această aplicație. Iar dacă mă duc în meniul principal, am și opțiunea de Wi-Fi direct, adică să conectez ambele telefoane direct între ele, fără a mai avea nevoie de un router. Și cam atât pentru astăzi despre această aplicație, care este foarte simplă, însă extrem de utilă și de puternică. Mulțumesc că ai rămas cu mine până la capăt! Dacă ți-a plăcut videoclipul de astăzi, nu uita să dai un share, un like și să te abonezi, pentru că astfel nu vei rata și alte videoclipuri făcute să-ți facă viața mai ușoară. Eu am fost Vlad, până data viitoare, numai bine!